Mulțumim pentru invitație. Aș vrea să fac o încălzire înainte de intrarea în prezentarea propusă și să vă adresez o întrebare. Și deodată cu mici premii, vor fi niște cărți de la Comisia Europeană, cărți turistice, le avem aici. Și vă invit dacă puteți să vă să emiteți o părere dumneavoastră și după aceea vom intra în subiect. Întrebarea este următoarea, fiind și mâine, fiind și Ziua Culturii Naționale din Românești, Ioana a deschis foarte bine capitolul cultură, pentru că s-a depășit cadrul literaturii și s-a intrat puțin și în al artelor vizuale, cinematografie și așa mai departe. Deci întrebarea este, ce ar spune Eminescu, Eminescu jurnalistul, să spunem despre situația de astăzi a culturii române? V-aș invita la un răspuns. Cu premiu, cu mici premiu. Scurt. Zâmbește cineva acolo. Dumneavoastră vreți să spuneți ceva? Nu, în spate este fetiță. În față. Adolescent. Nu? Avem candidați? Poftim. Da. Dacă vreți să vă prezentați. Da, mă numesc Iurescu Andrei și prefer să citesc cu interesul la răspunsul dumneavoastră. Din ce ne-a pus eu, în care am nici ocupată de chestiuni de viață ale acestui popor, care îi scrie pe spate toate fantasmagoriile false noastre civilizațiuni. Interesant. O hartă pentru ca să circulați prin Europa. Dacă mai avem și alte opinii, vă rog. Da, aici vă zâmbete. Poftim. Altcineva? Domnul Gabriel Dalaș. Vă rog. Nu. Domnul regizor artistic. E o întrebare la care să răspunde așa de greu Magdalena. Vrei să răspunzi tu? Ce-ar zice Eminescu despre cultura? Ce-ar zice Eminescu despre cultura noastră contemporană? Microfonul în funcțiune. Bănuiesc că Eminescu ar vrea să fim mai apropiați de cultură, să citim mai mult, să fim mai mult oameni decât nu știu, oameni care vor bani sau vor să obțină profit, să obținem informații necesare, ceva stabilitor, ceva pentru noi, neapărat pentru noi. Mulțumim! Aplauze! Domnul profesor! Cred că Eminescu ar vrea să spună celor care azi îl defăimează într-un hal vărătal și aș putea numi de la celebrul Cătălin, eu știu, Vlescu, care l-a făcut idiot național, de la chiar și Pata Pieri și toată galaxia aceasta, toată trupa asta care constituie galaxia Grama, cred că le-ar zice că eu nu-i supărat că spun așa despre el, dar să se apropie mai mult de poporul român, să se apropie de fibra poporului român și în poeziile lor să o zic așa cum este ea și nu de forma. Asta le-ar zice. Eu n-ar fi supărat că îl critică, dar le-ar zice-o. Le-ar zice-o ca la timp. Mulțumim frumos! Într-adevăr, la timp a spus foarte mult și pentru toți scenariștii dumneavoastră. Magdalena va părăsi câte o hartă și eventual câte o publicație. Vă rugăm împreună să procedați la împărțirea acestor mici premii, pentru că mi-au plăcut scenariștii de la conducerea domnului profesor Manole. Și eu aș vrea ca să invit un punct de vedere. De data aceasta spune statistic cumva, pentru că am cercetat diverse statistici europene, Eurostat are asemenea trimite și am constatat că locul culturii românești este destul de modest în conceptul culturii europene. Atât să spunem la cărți tipărite, la cărți citite, la număr de cititori, dacă vorbim de literatură, la număr de vizitatori în muzee, la evenimente artistice, chiar și din punct de vedere al cinematografiei. Deci, cum putem ieși?
Doriți și dumneavoastră să spuneți ceva? Da. Da, mulțumim frumos. Poftiți. Eu cred că Mihai Eminescu a spune, fraților, uitați-vă mai din sufletele voastre și domnul Zunare. Mulțumim frumos pentru dumneavoastră și toți colegii de la cenaclul de la penitenciar câte o hartă să călătoriți în Europa, pentru că bănuiesc că vor fi condiții. Dacă vrei puțin să-mi ții microfonul. Câți 4-5, da? Și pentru dumneavoastră, următorul. Mulțumim, iată că le-am împărțit. Și acum, dacă putem să trecem în...